14 septembrie a reprezentat pentru toți elevii debutul unui nou an școlar. Dacă majoritatea elevilor au fost norocoși în ceea ce privește manualele pe care fie le-au primit nou-nouțe, fie le-au recuperat de la colegii mai mari, peste 3500 de copii aflați acum în clasa a treia au avut ghinion la acest capitol. Pentru clasele 4-10 au fost primite toate manualele și distribuite în școli. De asemenea, pentru clasa 1 și a 2, unde s-au primit în două tranșe, și aici avem toate manualele. Problema este la clasa a treia, unde intră pe programe școlare noi, cu manuale noi, și au fost contestații la procedura de achiziție. Chiar dacă acești elevi au primit o parte din manualele necesare, le lipsește esența. Învățătorii vor fi nevoiți să lucreze la română și matematică după cărțile recuperate de la promoțiile anterioare, chiar dacă acestea nu coincid cu noua programă școlară. Elevii din clasa a treia vor primi manuale pentru limbi străine, engleză și franceză, religie și arte vizuale, acolo unde s-a încheiat procedura de achiziție, iar comunicare în limba română, matematică, științe, educație civică vor veni puțin mai târziu. Ar mai exista varianta materialelor auxiliare, însă prețurile acestora sunt destul de piperate și nu toți părinții își permit astfel de cheltuieli.